Bună ziua, dragii mei! Am venit să vă arăt o nouă proprietate pe care o avem în portofoliu. Un apartament cu două camere, aproape de Spitalul Județean, de strada Aștilor, în Timișoara, la etajul 4. Un bloc cu izolație făcută recent, cu garanție, lucru care se poate demonstra la administrat. Haideți să vedeți proprietatea. Avem un apartament semi-decomandat, cu două camere, de 43 de metri util, plus balconul care este open space cu living-ul. Un apartament în care s-a schimbat tot ce se poate schimba, de la instalație electrică până la parchet, gresie, faianță, s-a pus centrală termică nouă, instalație de climatizare, instalațiile sanitare, tot ce se poate schimba, uși, întrerupătoare, orice se poate schimba într-un apartament. Intrăm pe partea stângă, în imobil, în bucătărie. O bucătărie închisă, destul de spațioasă. Dincolo se intră un living, care spuneam că este open space cu balcon, unde avem și centrala. Cum am spus, inclusiv ușile sunt schimbate. Avem aici instalația de climatizare. Inclusiv instalația electrică a apartamentului, dacă nu am menționat, o menționez acum, este schimbată. Aici avem un hol mic, unde se poate monta mașina de spălat. Iar în capătul apartamentului este baie cu geam și cu cameră, în care, după cum se vede, totul este nou. Gresie, faianță, instalații sanitare. Și în ultimul rând, intrăm în dormitor. Un dormitor suficient de încăpător. Un apartament, până la urmă, pretabil pentru o familie tânără sau pentru o persoană care nu a terminat facultatea și a început un job. Astea fiind spuse, vă aștept la notar să cumpărați acest apartament la un preț de 66.000 de euro, cu toate taxele incluse, nu mai trebuie să plătiți niciun comision aparte. La revedere! Poporul minat, v-am pupat!